care toți vorbesc de el. Mă rog, al meu este în teste, multe sunt în teste, mai mare, mai mic. Acesta are același circuit ca ăsta, numai că în el există doar această parte de sus, bobina și, cum tot zic, acel tranzistor C2080, care ar arăta ceva de genul ăsta. Așa, băgat în interior și cu 3 baterii de 9V. Problema este că acest design este foarte slab. În sensul că, mă rog, se încinte enorm de repede și nu cred că va funcționa asupra nimic, decât doar, eu știu, să se joace lumea cu ele. Bă, noi. Nu pot să-mi dau seama. Nu faceți grijă, nu sunt făcători. Deci, chiar lucrează aceste porcării. Dar nu cred că ai ajunge undeva, cum zic mulți, dacă le poți folosi, că or să existe acele întrebări pe mașinuțe de poker sau alte rahaturi de genul ăsta. Nu, într-adevăr, pot arde anumite aparate micuțe sau pot afecta anumite telefoane într-o rază, eu știu, cât se vede de aproape. 2-3 degete, o palmă. Problema este că nu cred că vor funcționa. Deci nu încercați, este ilegal. Ceea ce vă arăt eu este doar o schemă ca să încheiem chestia cu cei care cumpără sau își dau banii pe acest slot jammer. Nu cred că funcționează pe acele mașini de poker. Deci nu mai dați între 200, 100, 500 de euro sau cum există, scuzați-mă că zic, pe ocazii, din câte am văzut, 3 milioane. Credeți-mă, le vând și ei din aceeași chestie care nu o să vă zic că nu funcționează pe aparate, nu încercați. Mai repet, este ilegal pe aparate, sunteți prinși, vă riscați libertatea, amendă sau eu știu care sunt majori posibil, o să încerce dosare penale și alte rahaturi. Deci nu sunt unul care a încercat și a fost prins, sunt doar un, să zicem, băiat care, din curiozitatea și cerința unor prieteni, le-a construit așa ceva, din câte vedeți. Sunt destule piese, credeți-mă. Puteți să încercați și cu acel, cum se zice, aparat proiectat dintr-un aparat foto. Dar proiectele, na, ce să zic. Deci, din câte vedeți, acesta funcționează. Este de 4 ori mai puternic decât acesta. I-am pus o antenă, deși nu cred că are mare efect, să zicem. I-am pus antenă dreaptă deoarece aceste porcării, din contră, reduc semnalul. Deci, acest aparat, din câte vedeți, i-am adăugat a doua schemă care se pune în MOSFET. Îi ridică raza, să zicem, nu raza neapărat, puterea de 3-4 ori mai mult decât normal. Adică, în acesta există doar partea de sus, iar în acesta există a doua parte sub bobină, circuitul care se vede. Integratul acela N555, un trimmer de 220, MOSFET-ul care este un echivalent, nu este din schema care se găsește de obicei pe net. Acest circuit are echivalentul celui C2080, care zic ei, adică tranzistorul acela original. În acesta este tranzistorul original, iar în acesta este duplicatul. Funcționează. Problema este majoritatea celor care îi vedeți pe net bobinează în felul acesta și obțin rezultatul negativ. Nu funcționează. Oare de ce? Din câte vedeți, bobina mea deja, din câte se vede, este un pic înduit, adică se deplasează spirele din bobină, ceea ce fac ca aparatul să nu mai funcționeze. Deci, tranzistor, două condensatoare și o rezistență este cel mai simplu care se găsește într-o schemă pe net și nu funcționează la niciunul. Nu contează dacă puneți pe o baterie de 9V și îl spiralați, faceți o bobină ca aceasta. Adică, eu știu, bobinați de la stânga la dreapta sau invers de la dreapta la stânga. Nu știu dacă se vede foarte ok.
în bobină de ajoa speerless sunt una peste alta. Și nu contează bobina secundară dacă este de la stânga la dreapta. Deci nu contează. Problema este când le bobinați aceste două fire, două picioare, care vin una lângă alta. Deci astea două, scuzați-mă, așa, astea două, puse pe tranzistor. Piciorul liber, singur rămas de pe bobina secundară care este, vine pe mijloc. Mă rog, o să-mi trebuie, o să fie critici și chestii ăștia, pe net, nu contează. N-am să mai pun un transformator. Deci acest circuit rezistă până la 100 de volți, acesta tot până la 100. Problema este condensatorul, sunt cam sceptic dacă ar rezista, n-am încercat pentru că nu am o sursă care să-mi ridice amperajul atât de mult. Cea mai mare este de 40 și bănui că s-ar arde. Deci dacă depășește 60, eu zic că s-ar arde, ar plezni o rezistență ceva. În acesta garantat, dacă trec de amperaj de 40, acest circuit ar pucni tranzistorul din prima. Credeți-mă, am încercat, nu rezistă, oricât de mare ar fi tranzistorul, orice răcire i-ați oferi, pocnește. Se arde, bubuie, nu contează. Ăsta nu funcționează datorită bobinei, oricum ați încercat spire, nu știu cât. Deci pe această bobină și pe acesta sunt 40 aici, 57 aici. Deci bănuie că ar merge și mai puține. Dar diferența dintre cel din cutie și acesta este că trimmerul îmi dă voie, ca să nu mai butonez, adică să apăs toată ziua pe el, să fac ceva de genul SOS. Bine, puteți să-l configurați din trimmer, să-l pune, să-l setați cum doriți. Dacă atingeți bobina, se pierde din semnal. Deci cu cât țineți mâna pe bobina, se pierde. Este destul de puternic, eu pot să zic asta. Este mult mai puternic decât cel în cutie. Bine, că dacă dau antena jos, o să fie mult mai puternic. Nu înțeleg de ce efect ar putea să aibă o antenă. Din câte am observat, cu antena jos, bobina produce un burst, cum zic cei pe net, mult mai mare. Deci, pentru cei care vor aceste aparate să le folosească pe acele mașini de poker, nu sunt un împătimit al jocurilor, nu recomand. După cum am zis, un prieten a vrut să dea niște bani pe așa ceva, să-și cumpere așa ceva și am zis că nu cred că are rost. Deoarece tehnologia a avansat atât de mult încât acea cușcă Faraday, sau Faraday, mă rog, cum zic americanii, cușcă de protecție, este împotriva pulsurilor electromagnetice, care ar diminua aceste pulsuri, ceea ce face ca device-ul acesta să fie ineficient împotriva lor. Deci, ar fi foarte ok împotriva aparatelor, eu știu, fără protecție, fără cușcă. Deci, unor device-uri ceva de genul acesta, adică să aibă circuitele deschise, nu știu, să... Eu știu cum să vă arăt, stați un pic, să recuperez niște piese. Așa. Deci, cum ziceam, pe telefoane, uitați, observat, bănic că nu va funcționa. Au aceste cuși metalice, sunt puse și pe piese și diminuează din acel puls electromagnetic. Bănic că și mașinile acelea s-au gândit să le fac. Dar ar fi eficient pe device-urile cu circuite deschise ca aceasta, adică la vedere. Deci nu știu cât de eficient ar putea fi asupra unei mașini, nu pot să-mi dau o părere dacă funcționează sau nu. Dar eu zic să nu încercați să nu vă dați banii. Am creat porcăria asta pentru un amic, cum ziceam, și nu
cred că este eficientă. Cine dorește să o folosească drept proiect școlar, este ok. Bănui că se va ajunge și la chestia asta cu întrebări de genul ăsta. Dar vă sugerez să nu creați așa ceva pentru alte scopuri. Deci, nu știu cum să vă zic, distracție plăcută la crea slot jammer-ul de pe net. O să pun și schema care este acolo. Scuze pentru video care este câteodată neclar. Telefonul a suferit acele impulsuri. Din câte vedeți, încă filmez cu el și merge destul de perfect. Singurul care este afectat este touch-ul, ca și cum ar fi atins, și mecanismul de vibrare. În rest, depinde de telefon. Dacă e chinezărie, suferă mai mult, neavând acele protecții. Dacă este un original sau chiar un Apple, ceva de genul ăsta, nu va avea un efect mai deloc. Testat, sigur. Deci este un aparat pentru distracție la petreceri. Nu pot să-mi dau seama cum să zic, deci este chiar ok. Nu faceți griji, este un bec care nu este alimentat cu nimic. Deci, datorită chestia că am vrut să demonstrez că funcționează aparatul, deci nu e chiar, cum zice lumea, băi, ok, e făcătură sau căcaturi în astea, nu. Deci, băi, asta este, deci, acel mini slot jammer sau poker sau cum dracului zice, asta este. Mi-am bătut capul vreo, eu știu, o oră și cel puțin să-mi recunosc două săptămâni să înțeleg, deoarece pe net majoritatea nu-ți explică în amănunt, în detaliu, chiar cum este. Deci am căutat, am dat Google, cum zic majoritatea, să caut acele scheme care unele nu prea funcționează într-adevăr. Iar bobina, da, deci este făcută așa pentru unii, că ori se întrebe și asta. Nu, este bobinată pe hârtie, după cum vedeți, pe baterie de 9V. Acele straturi de hârtie au fost primul cu bandă izolieră, a doua o hârtie cu o bandă de hârtie, bandă de rigips, cum îi zic majoritatea, după care a fost bobinată pe ea, nu știu, bobinele, iar peste bobină, cât a fost ținută strâns pe baterie, a fost turnat super glue. Știu, o idee foarte de la țară, dar foarte eficient. Adică bobina este chiar foarte tare, nu, deci nu se mișcă, nu se îndoaie, este chiar ok. Deci a suportat multe bătăi și atât aceasta dinăuntru, cât și asta. Au fost niște experimente ok, adică aceasta a avut, cred, de la stânga la dreapta bobinajul, cum se vede aici la asta, iar cealaltă a avut de la dreapta la stânga și invers jos. Un experiment care vreau să-l dovedesc că, eu știu, bobina este de vină și nu nici de cum acel tranzistor care este substitut sau original sau echivalent sau eu știu. Deci nu, într-adevăr am încercat multe, multe alte tranzistoare care nu funcționează. Asta lucrează din câte am văzut la 27 de MHz și pe o frecvență destul de ok. Se găsesc tranzistoarele pe Mivarom, bănui, sau pe orice alt site, dar mi s-a părut mai ok prețul pe Mivarom. Substitutul este, bun, un leu, deci ceva de genul, iar originalul 4,5 lei, dar credeți-mă, ori un leu, ori 4,5 lei, mai degrabă un leu, aceeași putere, aceeași rezistență, indiferent că este original sau făcătură, ceva de genul ăsta, nu contează. Ambele au același timing de viață. Indiferent ce tensiune este băgată pe ele, amândouă crapă, pleznesc, bubuie, scurt-circuitează, cum doriți voi să ziceți. O să încerc să fac video cât mai scurt, nu o să-mi dezvălui identitatea, nu o să-mi arăt fața. Încă o dată spre final,
cei care încearcă să facă chestia asta, o faceți pe cont propriu. Nu încercați, testați aparatele pe, eu știu, acele mașinuțe de poker. Multe firme au antifurt pe ele, multe firme au camere de luat vederi, bodyguards. Sugestia mea este, nu jucați sau, eu știu, jucați pe propria răspundere banii voștri. Nu vă jucați cu aparatele acestea la acele mașinuțe. Adică antifurt ce înseamnă? Acest puls electromagnetic este captat, iar mașinuța se va reseta, se va... Depinde. Anumite firme românească au acele mașinuțe vechi, bănui că va funcționa, nu știu sigur. Deci, cum zice lumea, România este cu 30 de ani în urma Uniunii Europene, deci, na, chiar dacă facem parte, posibil la anumite firme va funcționa. Nu știu, nu am încercat, nu sugerez, dar am vrut să dovedesc că acest aparat, am văzut că au pe anumite frecvențe sau tâmpenii, nu cred că va funcționa. Deci nu sunt. Deci nu sugerez să-l încercați. Nu va funcționa pe acele aparate. Deci încercați pe cont propriu. Ce pot să spun? Nu încercați. Deci efectul trimmerului. Deci se reglează, se dereglează în funcție de cum doriți. E, asta este vizionare plăcută. Dacă doriți detalii despre el, subscribe, dați un PM și discutăm despre ele. Credeți-mă, am încercat 2 săptămâni acest aparat. Destule lucruri, destule tâmpenii, voltajuri,